Franța a învins ieri seară campioana mondială Germania cu scorul de 2-0 în cea de-a doua semifinală a campionatului european de fotbal și va juca în ultimul act al competiției contra Portugaliei. Cele două goluri ale semifinalei au fost marcate de atacantul Griezmann. Franța și-a asigurat ieri seara prezența în ultimul act a campionatului european de fotbal la capătul a probabil celui mai frumos joc din cadrul turneului final. Duelul dintre campioana mondială, Germania, și țara organizatoare Franța a debutat în forță, echipa gazdă reușind să pună în pericol poarta lui Noe. Germania nu s-a lăsat intimidată și a pus și ea presiune la poarta lui Loris, dar fără rezultat pe tabela de scor. În momentul în care toată lumea credea că prima repriză se îndreaptă spre un rezultat alb, echipa națională a Franței a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, după ce Bastian Schweinsteiger a atins balonul cu mâna în propriul careu. Antoine Griezmann și-a asumat responsabilitatea executării loviturii de pedeapsă și a marcat din penalti pentru 1-0 și Franța a intrat la cabine în avantaj. Imediat după revenirea de la vestiare și reluarea jocului, francezii s-au arătat mai periculoși, dar treptat și campionii mondiali au început să pună presiune la poarta francezilor, însă golul cu numărul 2 a partidei a fost marcat tot de echipa gazdă, care și-a dublat avantajul prin același Antoine Griezmann, care a ajuns la cota a 6 goluri marcate la acest european. După încasarea golului 2, nemții au încercat să construiască și mai mult pentru a întoarce rezultatul sau cel puțin pentru a trimite partida în prelungiri. Dar toate acțiunile lor au fost dejucate de defensiva franceză și partida s-a încheiat cu victoria echipei gazdă, care va juca în finala competiției contra Portugaliei. Finala campionatului european de fotbal este programată duminică de la ora 22 la Saint-Denis și va fi arbitrată de englezul Mark Clattenburg.